Salutare tuturor, sunt Geostyle și bine v-am regăsit la un nou comentariu pe canal, dacă îl putem numi așa. Dar înainte să începem clipul și înainte să apăsați voi butonul de like, deși posibil ați apăsat și vă mulțumesc mult pentru acest lucru, vreau să vi prezint pe noi mei prieteni pe care tocmai mi-am făcut jucându-mă CSGO. Hello, me, Hizdi, me, 3, în avantura și bi, I just say 1, 2, 3. Asta este primul, cel de-al doilea este mult mai fain. O să las să vi se prezinte voi și să-l ascultați puțin și după să-mi spuneți ce părere aveți voi de acești doi prieteni ai mei. Eu sincer mă descurc cu ei, dau în fiecare meci de CSGO, ori sunt în echipă cu ei, ori joc contra ei, de cele mai multe ori sunt în echipă. Păi joacă destul de bine, mai puțin atunci când pun una pe AK, pe 90, AVP și tot restul armelor. My name is Petrenko, I play CSGO, with some good man Lako, I play the potato, in this fucking game. Ok, hai acum să trecem la treburi ceva mai serioase. După cum v-am spus, nu o să mai bag hateri în seamă, dar eu doar zic și nu fac. Am zis să vă mai arăt și vouă câteva specimene de abonați pe care i-am mai găsit printre comentarii după ce am postat acel videoclip de Roblox. Sincer, nu mai am cuvinte. Pentru că tot în acest videoclip o să vorbim de triști abonați, frustrații abonați pe care fiecare YouTuber îi are și ei poartă un nume special. Hater. Hai să vedem primul deștept care a mai inventat o persoană pe care am copiat-o. Doamne Iisuse, ce-i greșit cu lumea asta? Și ăsta nu e singur, dar ăsta e altul care a dat nume de YouTuber. Și m-au mai fost câțiva cu Rafael, că a pus Rafael videoclip recent din Roblox și al dracului să fiu nici PewDiePie nu mai are voie să pune. Deci cine mai pune de azi înainte, la cine mai vedeți videoclipuri cu Roblox, vă rog frumos să-i anunțați l-au copiat pe Rafael. Ok, acum hai să trecem la adevăratele persoane pe care efectiv nu le suport. Cred că ați văzut toți că proasta creșterea multor copii de pe acest social media numit YouTube. Multă lume, poate ați observat și voi, când fac eu live sau nu numai eu, orice altă persoană sau de mașină de afară, foarte că nu pot stau în cer spuse cu geamul închis. Orice persoană când face live sunt mulți retardați care vin în comentarii și scriu acolo sugi carambitul, mă rog, eu vorbesc într-un mod mai frumos acum, sau fel și băgam iaș ce n-am în măta, sau multe alte înjurături de acest gen. Bă, mereu spun pe live că eu, părerea mea despre aceste persoane este că ar trebui să rămână fără internet tot restul vieții sau cel puțin până capătă și ei, nu știu, ceva, gândire, să gândească și ei, pana mea, să te duci la o persoană, e ca și cum te duci la o persoană random pe stradă, nu știu dacă acel copil de 10 ani care mă jură pe mine, dacă ar proceda la fel, dacă s-ar duce pe stradă la o persoană random și ar spune să-mi bag, în viața reală nici nu ține inima să pronunțe cuvântul ăla, dar în fața unui monitor, toată lumea, John Cena, gata, ai comentat, mamă, vin cu șatră și te bat, băi, ești mecher, mamă. Azi am făcut către veniți cu jandarmeria, cu familia meu, hai să-l omorăm pe ăla. No, nu, lucrurile nu stau chiar așa. Sunt convins că dacă măsa sau tasul acelui copil care vine pe mine și mă înjură ar afla, sau nu doar pe mine, v-am spus, celelalte YouTuber, nu știu, Twitcher sau orice altceva, dacă ar afla măsa și tasul ce face el pe internet și în ce fel înjură pe alte persoane, sunt convins că internetul ar rămâne pentru el doar o istorie care peste mult timp o va mai primi înapoi, va deveni prezent, viitor, înșit. N-are logică ce am spus, nu ascultați. Mă rog, o mare parte are logică. Și mă enervează foarte mult persoanele astea care au proasta crescuție și mai au și acces la internet. Bă, frate, orice persoană mai înjură, mai vorbește urât, dar măcar să știi, una e să-i spun eu lui Tudorica, băga mea șcioaca în mota. Eu o să-mi fac asta oricând, dar suntem prieteni, mai glumim, mai râdem. Dar să vii tu, orice persoană, fără să-ți fac nimic, fără să te fi jenit, să vii să mă înjuri în toate, să mă înjuri în fel și chip, pentru ce?
atât de retardat ești încât, nu știu, cred că e un drog pentru unii să, dacă nu înjură la 5 minute, fac crize, nebunesc, nu știu, cred că o să vă dau un exemplu aici. Cam așa cred și eu că sunt hateri ăia care, dacă nu înjură un YouTuber sau orice altă persoană care face live sau nu neapărat live, cred că, Doamne, ajunge la spitalul nou, trăiți iar familia să... Mai bine lasă-mă înjure când mă gândesc, mai bine lasă-mă facă în toate felurile să ajungă în ultimul hal din cauza mea la spital că l-am lăsat un minut fără să-i... I-am dat bloc, deci nu o să mai dau nimănui bloc, deci toată lumea care mă va înjura... Nu o să-i mai dau bloc, nu o să le mai dau bloc, pentru că din cauza mea o să ajung naiba la spital, că nu le-am dat spațiu să înjure, pentru că, na, trăim în România până la urmă. Și știu că am zis că nu o să-i mai bag în seamă, însă promit, jur solemn, că e ultima dată când îi mai bag pe retardații, fraierii, handicapații ăștia în seamă, pot să spună și de mamă, și de tată, și de frați, și de surori, deși n-am, o să evit. Vă promit eu pe cuvânt. Mă rog, sper să mă pot abține, așa am zis și ultima dată, dar de data asta vă promit mai mult ca niciodată. Acum, ori nicio... Nu, gata, îi lăsăm la o parte, nu mai treceți mașinilor și hai să vedem dacă mai am idee să vă spun ceva, dacă nu închid clipul. Chiar nu mai am ce să vă spun, puteți să-mi sugerați în comentarii, chiar v-aș ruga mult, diferite subiecte de discuție, ca pe viitor, nu știu, mai facem funny clipuri de genul acesta, adică... Discutăm despre ceva mai normal, dar facem și băgăm, adăugăm momente amuzante, nu știu, fac eu edit ceva, mă chinui în minunatul meu Movie Maker gratuit de la Windows să fac ceva cât de cât funny, să vă amuzești pe voi măcar puțin tel acolo. Eu am fost GeoStyle alături de prietenii mei Petrenco și Dimitri. Iar dacă vreți să continuăm cu cât mai multe clipuri de acest gen, apăsați și voi butonul de like și vă rog din suflet să nu uitați ca în secțiunea de comentarii să lăsați diferite sugestii de subiecte pe care să le abordăm în clipurile următoare. La revedere, ceau bă, pa!